Prezența de spirit. Ce este prezența de spirit? Dicționarul explicativ al limbii române definește prezența de spirit ca pe o promptitudine demonstrată de cineva în împrejurări dificile sau neprevăzute. Promptitudine în ce? Probabil în reacție. Este această reacție un reflex necondiționat? Ce calitate are? Ce efect are această reacție? Faptul că cineva are prezență de spirit este o însușire născută sau dobândită? Este o facultate intelectuală sau doar expresia receptării unui semnal din afară? Cam ce situații fac vizibilă prezența de spirit? Cum se poate detecta prezența spiritului? Putem trăi și fără această prezență? Vă invit să încercăm un răspuns la aceste întrebări în fiecare sâmbătă la 18:30 la Credo TV.